Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm un MudRunner și facem ceva mai diferit decât ce făceam noi în mod special pe MudRunner. Facem un challenge, mamă. Deci n-am funcționat acest lucru și habar n-am ce ar trebui să fac, în fine. Bun venit în challenge pana mea și trebuie să iau un trailer și după să conduc până în orașul. În fine, nu știu să explic, dar cam așa. Deci nu trebuie să dăm damage la vehicul și cam atât în special, dacă aș putea spune. Mamă, de vehicul ăsta nu știam până acum. Vreau și să văd cum se vede la voi. Se vede ok, știu că am mai modificat eu alea ca acolo. Dar haideți să pornim. Dar aș vrea să văd harta. Am dat harta direct. Bine, tâncuți. A, nici n-am observat-o aici, lol. Ok, hai să scoatem frânușca. E bine că avem asfalt totuși, chiar nu mai aveam chef de nămol și de toate cele, deci, you know. În fine, vreau să mai văd alea că OBS-ul cum e, e în regulă. De asemenea, băieți, nu uitați și voi să apăsați acel butonaj de like. Am zis că repar chestia cu subscribe-ul în stânga, dar sper să puteți să o ignorați. Și de asemenea, ce fac eu acum? Și dacă vă întrebați la ce să ignorați, este aceea că după ce se termină acea tranziție, se face negru. N-am mai lucrat la ea, fiindcă n-am mai avut timp și am pierdut drumul. Glumesc, bă. Nu înjur. Ok, hai să întoarcem aici. Dar nu știu, mă, când am prins mă așa viteză, ești nebun. Hai să... Ok. Aparent la tirul ăsta noi nu avem... visibility for the trailer. Ok. Ok, mamă, de ce n-am mai făcut un asemenea challenge, dacă aș putea spune, pe nebunia asta? Și o să fie destul de... vă ziceam de nămol? Ia uitați-l, neanicu, hala, cu nămol, ok. Puțin cringe ceas, puțin ăla, că-și audă-mă. Da, mă, dar bagă-mă și pe acolo, nu vrei să o iau și cu invers? Cam înțeles. Guys, ai salut. Hai să schimbăm prima, a doua, schimbăm și a cincea. Și să vă zic ce am mai făcut în... pe MudRunner... cum să zic... normal, adică am fost într-o... Bă, și nu știam, gen, ai un fel de blush din abar, n-am, deci... Am văzut, deci, o câmpie așa, dreaptă, frumos, de acolo până acolo, zic, ideea la mine în cap. Ia-o pe aici, că e de bine, mă. Merg acolo vreo 20 de metri, nu mai merge, deci încercam să dau un spate în față, rip. Ok. Am ajuns aici. Și... You know ce trebuie să fac. Da, aici trebuie să iau trailerul, dar nu știu dacă mi-apare trailerul, fiindcă n-am fost... Ai dă-mă, că eu sunt aici, ce-a mă, stați așa, fiți atenți, că îi întorc lui băiatul meu cu spatele, băi, cu spatele. Fiți atenți, fix în poziția aia acum, dar nu trebuie să dau damage la nebunia de camion, că ați văzut și voi acolo, ce, niște delea, delea, ești prea nebun, ok. Hop, tank, și acum gen, dar cum îl, hop, îi, să moară. Now enter the mode, what? What? Dude, what the fuck? Deci stați așa, deci... Da, faza e că eu nu știu cum să-l atașez. Ok. Deci fiți atenți, noi dăm cu spatele. Și normal trebuia să-l iau. Oare este vreo setare, ceva aia, controle... different look, fuck it. Mamă, deci eu nu știu pe cum să iau, ești nebun? Să fie air, dar nu cred că e, lolissima. Aerul face altceva, gen schimbă din automat, am înțeles. Bă, dar cum îl iau? What? Dude. Ok, deci fiți atenți, deci habar n-aveam că trebuie să fac așa ceva, deci fiți atenți, trebuia să dau pe V. Și deci, what the fuck, man, deci trebuia să dau pe V și să dau ataș aici, adică... Hai să moară tanchetul, băi. Așa, și de unde trebuie să mă duc? Market de așa... Aha, ia stați, deci eu aici trebuie să ajung, am înțeles. Zeu pe așa ceva, ești nebun. Ok, aș vrea să iau pe aici. Dar nu știu așa de bine cum aș putea. Uite, mai e un drum. Dar
Mă cam îndoiesc că pot să iau pe aici, fiindcă ăsta văd că e cam pe sus, you know? Ok, o să încerc să iau gen pe aici. Ia stați să-l șterg pe ăsta. Sau îl duc mai bine pe aici și vreau să văd care-i treaba pe acolo. Că oricum harta nu e cine știe ce. Dar totuși vreau să văd care-i nebuneala. What? What? Citești de trailer. Stompage 5 track. What? De ce? Mau, deci deja mi-au luat mind blown, deci nebun. Ah, lol, gata, trebuia să scot V. What the fuck, dude, ok. O să încerc să ajung până aici. Mamă, încă primez notificări pe telefon. Oh my god, ok. Facem aici dreapta. Ok. Mamă, deci nu am mai făcut niciodată un challenge, să vedeți. Puțin noob, nu? Ziceți? Ok. Mamă, deci văd că toată lumea tot se primă pe aici și e destul de ciudat. Trebuie să stau aleacă cu ochii pe el, fiindcă... niciodată cu un motan în casă să nu fii previzibil. Nu știu ce se întâmplă, ești nebun. Sincer acum, ok. Hai să luăm pe aici așa. Nenicu, nu în baltă, mă, nu. Ok, stați așa. Mă, încerc să fac un lucru cât mai ok, dar... vedeți și voi că n-am primit cel mai bun utilaj. Adică, gândiți-vă că ăsta nu poate... N-am, nu pot să pun să fără diff de la pana mea. Și nu merge să pun nici de asta stragă toate roțile. Adică... ați înțeles. Ați înțeles. Dar bine că am ieșit la șosea. Ai, Nenicu, dă-i în goarnă. Ia, uite-l. Mamă, fac aici, zici că-s pe tractor, ești nebun. Ok. E destul de ciudat. Turul e nebunul. Turul e motorul în el. Ok. Uite, deci avem aici. Ok, ia. Ok, și aici gen aș putea să uite așa, nu? Uite că iau așa, brodere. Că nu vreau să mă chinui, deci chiar nu vreau să mă chinui, știi ce zic? What the fuck? Nu știu să băga nebunul. What the fuck, motan, lol. Ok. Mamă, încerc să iau curva asta cât mai ok. Ha. Mamă, deci sper că a pornit filmarea, fiindcă nu mai vreau să mă uit la ea, că vedeți și voi ce duc aici. Sincer, ok, uită-l. Uită-l. Prea nebun. Ok. Mamă, deci e așa sub presiune, mă. Uită-l, mă. Nu. Oh my god. Ok. Mamă, deci... Holy fuck, a fost destul de ciudată această... Uite-mă cum merg, bă. Ia. Fiți atenți. Mă, că am mers cât de cât ok și nebun, dar dacă mă puneți să parchez în capăt, s-a terminat distracția, băieții. Ați înțeles? Ok, deci ăsta e orașul, am înțeles. Ok, vreau să mă uit alea cu la OBS, mă scuzați. Tank, merge. Mamă, deci 8 minute ne-am făcut cu asta și puteam să o termin și mai repede, dar... ia, unde trebuie să ajung? Brodere. Ah, uite aici. Ia. Și mi arată harta sau ceva? Ok, deci trebuie să fac dreapta. Lălisima, ok. Fiți atenți. Ba, mai ești dreapta. Pe aici? Păi, pe aici, mă. What? Dude, ne-am luat țeapă? Cam țeapă sună. Stați așa. Încerc să întorc aici, așa, să fac o manevră, dar la cum face asta... Fiți atenți că ne bușim. Nu. Da, așa, deci noi nu trebuie să lovim nebuneala. Deci dacă am lovit-o, s-a terminat challenge-ul, știți ce zic? Dar nu știu cum o să ajung acolo, că e destul de ciudat. E vreun, păi, prin față vreo trecătoare, ceva de genul. What? Uite, e acolo, dar cum ajung acolo, mă? Biși proști. Și eu ziceam că am terminat super repede. O să încerc să fac aici stânga. Și după vedem acolo, dar gen... Oh my fucking god, stați așa. Mamă, dar frate, cum ar trebui eu să iau pe acolo? Bă, ăsta e nebun. Păi calea greșită, brother, dar pe unde? Ai, să moară tanțetul, stai așa. Am înțeles, bă, da, sigur că da, haide, fiți atenți că dacă nu mă lovesc eu aici, ziceți mie, zău. Aoleu, nenicu, mama mea, stați așa, nu. Mai urcă? Mai urcă, lol. Nu,
Mama mea. Stați ușor că nu e ok. Mă, că am întors bine, nu te pui. Ok, mamă, deci trebuia să mă uit la hartă încă o dată, lol. Trebuia să mă uit mai repede, dar în fine. Nu ne grăbim, nu ne grăbim. O luăm așa ușor. Bă, de cât repede și prost, mai bine ce și bine. Nu-i așa, băieți? Așa credem și ok. Hai să o dăm goarnă până în față, mamă, dar ăsta când prinde o viteză, uite, deja suntem într-a șasea. Face, gen, dacă încerc să fac stânga și dreapta, mișcă ciudat rău, nu știu cum să vă explic, dar în fine. Ok, să o încerc să merg cât mai ușor ca să nu fac vreo prostie, adică am ajuns până aici și nu vreau să fac vreo prostie, știți ce zic? Ok, să nu mă uit așa prin față. Mamă, frate, nu! Mamă, deci trage într-o dată dreapta așa și aici, când văd vreun pom sau vreun stâlp dintre ăsta în față, mă, ca am sperii, știți ce zic? Că nu e ok. Ok, sper să nu-mi iau damage în bolovanii ăștia de aici. Cum ar fi? Ar fi ceva, știu. Ah, dar ce se putea, mă? Dar ce se putea? Normal că trebuia să mă pună pe mine aici la încurcătură, ia. Nu. L-am zgâriat. Hai mă, că am trecut testul, băieți. Dar încă mai am de mers, stați ușor. Stați ușor, nu vă hazardați, știți ce zic? Hai să dăm o gorniță. Bă, ce merge, mă? Nu mai cred așa ceva. Mă, pe aici vezi, vezi că derapează dintr-o dată, trag de volan, hât, s-a terminat jocul, nice. Mamă, dar uite pe unde m-a băgat, bă, nebuneala, mă. Stați așa că nu mai cred. Ia uite-l, ia uite-l. Primul challenge pe care l-am făcut băieții și dus bine până la capăt. Ah, să moară tanticul, trebuie să întorc, mă, nu. Știi că știți cum mă pricep eu, l-am întors. Cum mă pricep naibii la I don't know, nu știu, dați voi acolo ceva, nu știu. Ia uite-mă, tată. Nu. Ok, o să, da, încheiem aici și o să încerc eu să-l parchez cum pot. Să nu mă luați acolo la goarnă că n-am pus până la capăt, dar vă zic că mai făceam 5 minute lejer cu întoarcerea asta, deci v-am scăpat de o chinuială. De asemenea, sper că v-a plăcut acest episod, să nu uitați de acel butonaj de like și noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!